am nevoie de confirmarea primăriei Ploiești. Până în acest moment, deja problemele în ceea ce privește colectarea gunoiului de pe raza municipiului s-au acutizat. Așa am înțeles. Am primit și eu foarte multe sesizări. Iar situația față de săptămâna trecută, când am discutat cu domnul de la Rosal, nu s-a schimbat cu absolut nimic în bine, ci din potrivă. Acum aveam în gând să discutăm ce se întâmplă dacă se reziliază în baza articolului și în baza notificării noastre, pentru că este foarte important să știți pașii următori. Domnul de la Rosal deja ne-au trimis o contestație la notificarea noastră, cum este și normal, și afirmă că nu ar trebui să reziliem contractul, pentru că dumnealor contestă cuantumul redevenței pe care, așa am înțeles din adresă, contestă cuantumul redevenței. Asta va rămâne atitudinea avocaților să discute. Eu trebuie să vă previn ce se întâmplă dacă se reziliază. Mi se pare normal ca toți să cunoaștem situația. În acest moment, dacă mă întrebați pe mine, din punctul meu de vedere, nefiind unul avizat juridic, contractul este reziliat. Faptul că au contestat cuantumul redevenței la 2 ani de zile după ce a intrat contractul în vigoare și după ce au plătit mai multe luni, este o părere personală, trebuia... Da, dar vor rămâne avocații să decide. Dumnealor ne-a făcut solicitare de anulare a notificării. Domnii avocați pe care avem ca reprezentanți pentru ADI vor răspunde la notificare. Și este foarte important să discutăm ce se întâmplă din acest moment. Dacă rezilierea rămâne în picioare și nu este anulată, bineînțeles, ei o să atace în instanță, este și logic. Dacă mergem înainte cu rezilierea, 90 de zile Rosal va fi obligat, conform legislației în vigoare, să presteze. Bine, acum depinde ce înseamnă prestație. Dacă o fac cum am făcut până acum, mai bine sau mai rău. Deși nu știu cum se poate mai rău. Da. Cred că există și varianta aceasta. Deloc. Deloc, exact. Aceasta e varianta, deloc. Dar în aceste 90 de zile noi trebuie să redactăm un caiet de sarcini minimal pentru o perioadă determinată, perioadă determinată de finalizarea licitației deschise. Licitație deschisă care sigur va avea datele curente în caietul de sarcini. Datele curente însemnând populația, carburantul și toate cele pentru a avea o ofertă bine fundamentată cu datele curente. Aceasta este varianta optimistă. Varianta pesimistă, vă spun că dacă nu reușim în cele 90 de zile să adjudecăm pe o cerere de ofertă un nou contract de salubritate, atunci vom rămâne o perioadă fără niciun operator, ulterior putem declara stare de alertă, după ce nu se ridică gunoiul câteva zile, și să, prin încredințare directă, să avem un operator care să să presteze serviciu efectiv. Nu am mai avut câteva discuții, bine, eu împreună câțiva primari, din ce am înțeles, operarea pe Ploiești nu s-a efectuat zilele trecute, din ce știu eu, am primit solicitări de la platforma 314, de la platforma 318, dacă nu înșel, sau aproximativ, dar mă aștept Ploieștiul, nu știu în localitățile dumneavoastră dacă până a fost ridicat la timp. Aici nu știu, știu doar cei de pe zona 345 care m-au notificat prin diverse adrese că nu a început colectarea efectivă, ci tot la 2 săptămâni, tot de vechiul operator și mai departe. La